Aș vrea să ne spui cum ai descoperit tu pasiunea asta pentru Feng Shui și cum te-a impactat, cum ți-a schimbat ție viața. Partea interesantă este că am fost un mare contestatar al acestei științe, pentru că am judecat-o complet greșit. Însă viața te duce astfel încât, dintr-o nevoie foarte mare, să ajung să caut răspunsuri în, să spunem, singura știință care mi-a rămas la îndemână mie. Și plecând această căutare să-mi rezolv anumite probleme din viața mea, am reușit cumva să le rezolv. Evident, nici atunci nu am crezut, am pus pe baza unei coincidențe, însă încet, încet am văzut tipare comune cu ce aveam eu și mi-am dat seama că nu poate fi o coincidență. Și de aici a plecat o căutare continuă în această știință și căutare care probabil va continua tot restul vieții, pentru că nu ai cum să acumulezi într-o viață de om toată această cunoaștere. Este foarte multă cunoaștere foarte acolo. Multă. Și cum ți-a impactat ție viața? Simți că ți-a schimbat viața după ce ai început să practici metafizica chineză? Consider că m-a făcut să înțeleg, să văd viața dintr-un alt unghi, să-mi dau seama că sunt limite în destin, pentru că din perspectiva mea, doar părerea mea personală este că liberul arbitru nu e atât de mare pe cât credem, însă din momentul în care înțelegi cum funcționezi, te liniștești și folosești mediul înconjurător astfel încât să te avantajezi în ceea ce ți-ai propus. Ciudat este că foarte mulți oameni nu cred în ceea ce practică deja. Că toată această știință este practicată într-un mod intuitiv de fiecare om. Deci noi o practicăm fără să știm. Nu există excepție. Dă-ne un exemplu. Păi, din momentul în care ți-ai cumpărat o casă, să spunem, da? Ți-ai cumpărat o casă, ai început să ți-o amenajezi, tu ți-ai făcut-o pe o intuiție, pe felul cum ți-a plăcut ție. Însă, în momentul ăla, tu ai creat un proiect intuitiv. Și în funcție de destinul tău, dacă ai un destin bun, ai făcut foarte bine proiectul, să spunem, dacă ai un destin mai puțin bun, cu siguranță apar anumite, să spunem, minusuri în viața ta. Dar metafizica ne ajută să îmbunătățim acest proiect. Metafizica, în primul rând, ne ajută să înțelegem. Pentru că noi oricum o facem, da? Nu felul că ai mutat o canapea sau un pat înseamnă ceva, că sunt doar niște obiecte, niște materiale, nu reprezintă absolut nimic. Nici măcar în privința culorii nu ne interesează. Însă felul cum spunem, cum manipulăm acea energie interioră, care de fapt acea energie interioră este aerul pe care îl respiri, nimic mai mult. Noi când spunem energie, mă refer la calitatea acelui aer. Da, cum este și în acest platou, energia este aerul. Ne impactează atât de mult locuința? Foarte mult. Locuința, de fapt, definește un traseu al vieții tale. Cu siguranță, nu înseamnă că dacă ai o casă bună din punct de vedere metafizic, gata și viața ta este roz. Implică și o acțiune. Pentru că este acel, spunem noi, cer un pământ, destin, calitatea casei și acțiunea ta. Casa este în destinul nostru? Să știi că, uite, asta e o întrebare foarte bună. Este ca, precum, cine a fost primul ou sau găina. Pentru că spunem în felul următor. Dacă te naști cu un destin bun, alegi o casă bună? Sau dacă te naști într-o casă bună, ai un destin bun? Nimeni nu poate să spună, să pentru că la noi se spune că omul sfințește locul. Cu siguranță. Dar gândește în felul următor că eu am un principiu și spun, noi nu cumpărăm niciodată o casă, casa ne alege pe noi. Pentru că, vezi tu, când cumperi o casă, lăsând că e în proximitatea unei zone de interes, pur și simplu simți casa. O simți. Dacă îți place sau nu îți place. Îți place și, de fapt, tu rezonezi. Pentru că, de asta spuneam că se află cumva întipărită și pe fața noastră, pentru că, spun multora, niciodată, de fapt, când suferi de o boală într-o casă, nu te îmbolnăvești niciodată din cauza unei case. Dar niciodată. Casa, pur și simplu, îți declanșează o sensibilitate cu care te-ai născut. Dar tu te duci cumva cu o sensibilitate din punct de vedere al sănătății către acea casă astfel încât să o declanșeze. Deci tu alegi cumva casa să-ți declanșeze sensibilitatea. Printr-un proiect, pur și simplu, ținem în loc declanșatorul, tu urmând să continui tratamentul. Ce face? Nu-ți alimentează acea problemă de sănătate. Dar și, noi... și dacă schimb casa, spre exemplu, se schimbă... problema de sănătate? În general, asta spun din practică, este practica bate teoria de departe. Exact. Am observat foarte interesant, oamenii se duc către același tipar de case. Uh-huh. Adică, dacă spunem de exemplu, uite, spun, vreau să-mi alegi o casă, dar vreau să-mi eviți această feliuță din
din casa asta, să-mi eviți, să-mi iei ceva de genul. Pur și simplu rezonează cu acea problemă, se duc către și atunci au nevoie cumva de un suport din spate, astfel încât să evităm. Se duce, alege casa, ne uităm și spune ok, nu poți să iei casa asta pentru că are aceeași problemă. Dar tinde să meargă către aceeași proprietate, astfel încât să declanșeze din nou acea problemă de sănătate. Sau... Pentru că era în destin? Este parte din destin, dar și destinul ăsta putem să-l controlăm până la un punct. Pentru că și acest destin este exact cum este acest pahar cu apă. Prin informație noi putem practic să-l umplem, dar nu putem depăși. Că așa putem schimba destinul la 180 de grade. Eu personal nu prea cred în așa ceva, tot din practică. Pentru că acolo unde nu a fost parte din destin, oamenii s-au opus la schimbare. Sau pur și simplu n-au avut acces, de exemplu, să găsească o proprietate care să anuleze acea problemă din trecutul lor. Ok, hai să o luăm practic. Tu intri într-o casă, da? Okay. La ce te uiți primul lucru? Păi, în primul rând, când merg într-o casă, am nevoie de un scop. Să știu de ce mă duc acolo. Că dacă nu știu, pentru că binele este subiectiv. Conceptul de energie pozitivă și negativă este subiectiv la fel. Este, pentru că negativ, de fapt, este ceva de care tu nu ai nevoie. Să spunem că o energie negativă a fost și înainte să vină la tine în casă. Și poate spun, vezi, aici este o energie negativă. Dar tu nu trebuie să te sperii, că de fapt acel concept de negativ este ceva de care tu nu ai nevoie. Nu-ți folosește ție deloc. Deci nu mă afectează. Nu te afectează deloc. Să spunem că e o zonă care nu ai semnal, poftim. Uite, ai un router, că facem o analogie frumoasă. Ai un router și dai drumul la internet și mergi într-o cameră în care nu are acoperire semnalul. Și tu, de fapt, stai în cealaltă. Eu o numesc negativ pentru că nu-ți folosești acea cameră pentru ce ți-ai propus tu. Să spun că eu te invit la mine să vezi casa, să-mi spui dacă energia este ok, dacă este, nu știu, decorată ok, astfel încât să îmi îmbunătățească starea, calitatea vieții okay. și toate cele. Întrebarea mea va fi pentru ce să fie ok, da? Poate fi vorba de sănătate, de relație sau pentru de parte de carieră. Pentru toate, să spunem. Pentru toate, atunci noi trebuie să identificăm la fel care, pentru că problema într-o relație, problemele pot fi diferite. Trebuie să identificăm. Vezi că și eu am nevoie de informații. Ca să pot să-ți ofer o informație, la rândul meu am nevoie de informații. Să văd care este problema în relație, care este problema de sănătate și de când persistă sau de când s-a declanșat și atunci toate aceste răspunsuri le caut în casă. Dar totul începe de la exterior. Prima, totul începe de la exterior, pentru că energia în casă este influențată de tot ce vine din exterior. Imaginează-ți că ți s-a stins lumina în casă, nu-ți mai merge. Prima dată te duci și te uiți la bec dacă s-a ars. După aia pleci pentru pător, mergi la panou de siguranță și dacă nu există de acolo o problemă, cu siguranță este de la stâlp. Iată, este un factor care tu nu mai poți controla. Nu mai poți controla acest factor. E exact și cu energia acestei case. Eu trebuie să văd care este semnalul din exterior pentru scopul pentru care m-ai chemat. Și atunci identific exteriorul, pentru că natura definește. Pentru că o casă, de exemplu, într-o anumită zonă are un impact, aceeași casă, aceeași formă într-o altă zonă are cu totul și cu totul alt impact. Exact ca un telefon mobil, într-o zonă am un semnal, în alta nu am acoperire. Și ce observi tu? La ce detalii ești atent în jurul casei? Mă interesează, în general, cam ce este în proximitate foarte mult. Mă interesează stânga-dreapta casei, ce este... Mă interesează ce vede ochiul, ce văd mă afectează. Nu mă uit la 2 km, nu mă interesează. Nici măcar la 100 de metri dacă am clădiri intermediare, pentru că acele clădiri sunt paravane. Dar calitatea și felul cum arată acele clădiri și forme definește sau influențează într-un fel ceea ce se întâmplă în proprietatea mea. Deci nu e nici bine, nici rău ca dacă avem case în proximitate. Nu este nici bine, nici rău. În cel mai rău, adică spunem neutre, pot fi neutre. Dar pot fi, exemplu, și bariere în anumite cazuri? Pot fi bariere sau pot fi obstacole. Ce înseamnă obstacol? Diferența ar fi că dacă, să spunem, îmi vine o energie negativă din partea stângă a casei și am o casă acolo, este un paravan, dar dacă vine ceva bun, devine un obstacol și mă privează de acea energie. Pentru că, de fapt, te uiți cum bate vântul, dar dacă bate din stânga, din dreapta, este un tipar de energie. Și ce facem în această situație? Că nu putem demola casa vecinului dacă este un obstacol. Ne focusăm pe cu totul și cu totul altceva. Nu putem controla tot. Sunt situații când nu avem ce face. Imaginează-ți cum se construiește acum foarte înghesuit. Ai 4 metri între case. Alea sunt limite care nu pot fi depășite. Cum este aerul când îți vine din față și ai un open space foarte mare și cum este din lateral când vezi casa vecinului 3 metri? Da. Este un obstacol foarte mare. Dar, în general, nu poți să